Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin, iar această videoprezentare este dedicată sursei Be Quiet Dark Power Pro 11, o sursă certificată 80 plus Platinum și cu o eficiență ce ajunge sau chiar depășește 90%. Dar haideți să lăsăm introducerea la o parte să vedem ce se află în cutia produsului nostru, pe lângă sursă, bineînțeles. Manual de utilizare, manual ce este dedicat tuturor celor 6 versiuni ale acestui model, pentru că avem și de 550W, de 650, de 750, 850, 1000 și 1200W. Sub acest burete se află sursa noastră, ce are inclus și un ventilator de 135mm foarte silențios, fiind o sursă foarte silențioasă, generând numai 10,4 decibeli. Iar în această cutie se află restul accesoriilor. Plecăm de la conectorii pentru SATA și pentru Molex și, nu în ultimul rând, pentru floppy, cine mai folosește unitate de tip floppy. Aici avem mănuchiul de cabluri pentru plăcile video și, da, această sursă poate ține un SLI și un Crossfire. Aici avem iarăși un Molex și alimentările pentru procesor de 8 pin și ultimul pachetel de cabluri, dacă îi pot spune așa. Are la rândul său Molex-uri, SATA și ceilalți conectori pentru unitățile de stocare. Cablul de alimentare. Cablul switch, ce face ca cele patru reluri de 12V să se transforme într-unul singur, foarte, foarte ok pentru cei care se gândesc să facă overclocking. Iar cel mai important din punctul meu de vedere, pentru a nu mai monta ventilatoarele din sursă, din carcasa voastră, direct pe placa de bază sau cu alte combinații de tip Molex, direct în sursă, de data asta cei de la Be Quiet pun la dispoziție niște cabluri prelungitoare ce se montează chiar pe sursă, direct pe sursă, putând conecta fiecare ventilator în parte direct în sursă, fără alte combinații, fără a ocupa Molexurile de pe cablurile pe care le aveți, Molexuri dedicate pentru unitățile de stocare. Sursa Be Quiet Dark Power Pro 11 este certificată 80 plus Platinum, cum spuneam un pic mai devreme, are o eficiență de peste 90%, dispune de toate protecțiile necesare împotriva fluctuațiilor de tensiune, este foarte silențioasă, iar amperajele de pe fiecare rail în parte sunt mai mult decât ok pentru utilizatori ce doresc să facă OC sau cei care vor să folosească două plăci video în SLI sau Crossfire. Aceasta a fost scurta prezentare a sursei Be Quiet Dark Power Pro 11, sursă ce este disponibilă și în site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.